Știe ce moment este de neprețuit. Feel my heart beating through my chest. I'll get used to just saying yes. Yes, I'll love you with all I am. Yes, tonight is where we begin. Fetele, eu am să vă zic bună dimineața și bine v-am găsit acasă. Eu sunt absolut sigură că am venit printre primii astăzi să vă felicităm, da? Pentru că suntem la curent că cea mai mare fiică a doamnei Veronica, Mihaela, și tu, Diana, în septembrie ți-ai sărbătorit ziua de naștere. Să știți că eu mă numesc Elena și sunt curierul online floreriiemoții.media. Și venim astăzi să vă spunem un sincer și frumos la mulți ani, îndeoseb Mihaele, pentru că ea este omageată zilei de astăzi. Să știți că mămica voastră mi-a rugat să vă spunem că sunteți cele mai mari comori pe care le are ea în viața sa. Sunteți lumina ochilor ei și să știți că tot ce e ce face, o face pentru voi. Sunteți frumoase, semănați foarte tare una cu alta și eu sunt sigură că sunteți mândria ei și invers. Ea este mândria voastră. Așa este? Da, unde este mămica? În Irlanda. În Irlanda, departe de voi. Și de când nu v-ați văzut cu ea? La modul fizic. Din mai. Din mai? Anul ăsta? Nu e atât de mult, dar oricum, mama contează foarte și foarte mult și cu cât este mai aproape de noi, cu atât este mai bine. Dar voi deja sunteți fete mari, Mihaela astăzi 19 ani și Diana 17, de aceea eu sunt sigură că înțelegeți deja lucrurile și viața și o să faceți tot posibilul să o bucurați pe mami și de acum încolo. Așa este? Da. Da? Dacă îmi permiteți, eu am să vă mân flori, pentru că mămica a comandat pentru voi flori, pentru ambele, cât pentru Mihaela, cât și pentru Diana. Deci, în buchetul ăsta sunt 19 trandafiri, sunt roșii și sunt simbolul dragostei. Vin de la mămica ta și sunt special pentru tine. La mulți ani frumoși! Iar noi suntem la curent că Diana nu a primit surprize de ziua ei de naștere, de aceea venim astăzi la tine cu un buchețel din 17 trandafiri, la fel sunt roșii și la fel simbolizează dragostea cea mare și cea frumoasă. La fel sunt pentru tine de la mama. Așa, noi mai avem cadouri, așa că în cutiuța asta, în pachetul ăsta sunt două cutii de bomboane Raffaello, la fiecare dintre voi câte una, să le serviți dimineața pe răcoare cu un ceai sau cu o cafea, să vă îndulcească, așa. Și pentru că voi încă nu sunteți departe de anii copilăriei, sunt sigură că v-a lăsat acei ani și încă vă mai lasă amprente frumoase în inimioarele voastre, noi venim cu două seturi de baloane. Ele sunt aici. Sunt două identice. Sunt absolut sigură că o să, după plecarea noastră o să le amenajați acolo unde doriți voi și așa cum vă place. Și sunt absolut sigură că o să vă ridice dispoziția cel puțin astăzi la maxim. Ok? Da, sunt la fel pentru voi. Le las aici să nu ne încurce. Așa. O leg aici, nu filma. Și pentru că suntem în iată, se începe iarna, pentru că sezonul de fructe este mereu binevenit. Aceste fructe sunt foarte multe aici în coșul ăsta, este un coș gigant, mare, cu toate bunătățile pe care noi le-am găsit. Să-l serviți cel puțin încă o săptămână înainte aveți de servit din el, să prindeți la puteri cu ajutorul acestor fructe. Și dacă am ajuns la final de cadouri, să știți că în pliculețul ăsta se ascund niște cuvinte foarte și foarte frumoase din partea mamei. Dacă îmi permiteți, ambele, pentru că este un mesaj pentru ambele, eu cu cea mai mare plăcere am să-l citesc. Ce spuneți? Spate? Deci mesajul sună în felul următor. Scumpele și dragile mele fete, lumina ochilor mei, astăzi sunt departe de voi, dar vreau să vă spun câteva cuvinte
frumoase. Mi-e tare dor de voi. Sunteți tot ce am mai bun, mai frumos și mai sfânt în viața mea. Mihaela, fiica mea cea mare, să nu fii tristă niciodată. Să-ți fie viața presărată cu multe momente fericite, cu oameni buni și cu tot ce-ți dorești tu. Diana, nici la ziua ta de naștere mămica nu a reușit să vină, dar știu că suntem puternice și va veni numai decât și ziua revederii. Vă iubesc mult! Voi sunteți toată lumea și bucuria mea. Fiți sănătoase, fericite, iubite, respectate și admirate mereu. Fiți mereu mândria și soarele din viața mea. Mami, vă cuprinde strâns și vreau să știți că mereu voi fi acolo cu voi. La mulți ani! Cu dragoste, mama! Frumos? Da? Nu are cine să ne aplaude, da? Ura! La mulți ani frumoși, fetele! Să fiți așa frumoase precum vă văd eu acum, tinere, să vă puneți multe scopuri, că iată, viața voastră a început deja și vă așteaptă înainte o viață lungă și frumoasă și să dea Dumnezeu ca să vă puneți multe dorințe și El să vă ajute ca voi să le duceți la bun sfârșit împreună cu mama voastră, pentru că după cadourile care ne-a venit astăzi la voi, se vede că aveți o mamă extraordinară și care vă iubește din toată inima și din tot sufletul ei. Să nu simțiți distanța, să știți că mami este cea mai bună prietena voastră pe tot parcursul vieții și să mai știți una, că atâta timp cât aveți mamă, sunteți cele mai fericite. Asta să știți întotdeauna. Din partea mea primiți un sincer și frumos la mulți ani, să primiți cât mai multe surprize și cât mai des surprize din astea frumoase, mai ales flori, că mă uit la voi, vă stă foarte bine cu flori în mână. Și să ne revedem mai des cu asemenea surprize care să vă ridice moralul până la maxim. Eu vă văd așa de mile, dar sunt absolut sigură că după surpriza noastră aveți ce să-i transmiteți mamei. De aceea, fără emoții, așa, ca între ai noștri, ai voștri, îi puteți transmite un salut, un mulțumesc, un te iubesc acolo la cameră. Cine începe prima? Mihaela, cea mai mare. Iubesc, adică, mi-e dor de tine și sper să ne vedem mai, cât mai repede. Să vii cât mai repede, mămica, acasă, așa? Da. Și Diana? Iubim și sperăm să ne vedem cât mai repede. La sărbătorile de iarnă. Super! Să fiți fericite, să aveți multe emoții frumoase în viața voastră, să vă puneți scopuri, să le atingeți și să nu uitați că cea mai sfântă icoană pe fața Pământului este anume mama. Să țineți la ea, indiferent în orice colț nu ați fi al lumii, să nu uitați niciodată de ea și să nu uitați niciodată să-i mulțumiți pentru simplu motiv că v-a oferit viața. La mulți ani frumoși! Zâmbiți, pentru că aveți un zâmbet frumos. Mesajul ăsta la fel vă aparține, să-l recitiți de fiecare dată când o să simțiți nevoia și la mulți ani frumoși! Haideți să facem poi! Happy birthday, baby. Happy birthday to you. Să aveți grijă una de alta, pentru că este foarte și foarte frumos să ai în viața asta pe cineva, un frate sau o soră lângă tine, mereu, să vă spuneți secretele unei alteia și să vă ajutați în tot ceea ce faceți, să o iubiți pe mami, să o respectați, să o așteptați acasă și să o bucurați cu multe, multe reușite frumoase din viața voastră. Bine? Pentru că asta este tot ce așteaptă ea, adică este unica ce ea așteaptă. Ca voi să fiți împlinite, fericite și să atingeți scopuri frumoase în viața voastră. Ok? Da? Până la o nouă surpriză, la mulți ani frumoși și ție la fel și până data viitoare. La revedere, o zi frumoasă! Beautiful, beautiful, no other name. From the moment you came. Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md.